A fost încercat de tot felul de chestii de-a lungul vieții, și de bune și de rele. De toate le-am luat așa în piept, le-am asimilat, mi le-am asumat, am fost responsabil pentru ele, dar nu aș putea să spun că nu regret nimic, că nu există om care spune nu regret nimic, care n-are regrete, dar pot spune că din fiecare, eu știu, întâmplare, așa cum spui tu, tumultoasă, am avut ceva de învățat, pozitiv sau, dacă a fost ceva negativ, am eliminat acea negativitate din viața mea. Ai regrete, da? Da. Care ar fi acele? Nu există om fără regrete. Deci am văzut foarte multe interviuri și sunt întrebate vedetele. Ai vreun regret? Nu. Nu. Cum puteți să spuneți așa? Asta e ipocrizie, dar cum să n-ai regret? Există viața fiecărui om există un regret, cât de mic ar fi el. Ai regrete. În primul rând, cred că cu toții regretăm că la un moment dat am avut încredere în cineva, că i-am dat prea mult gir, că, eu știu, am regretat că ne-am pus inima pe tavă, dacă vorbim sentimental, am regretat că poate am intrat într-o afacere de care nu ne-am interesat înainte prea bine și ne-am dus așa cu, din cauza banilor, știi că banul e ochiul dracului, și normal că ai regretat că n-ai făcut poate un om fericit, un act de caritate, că n-ai ajutat un om. Sunt mii și mii de feluri de a spune că regret. Ai ști să pui pe un prim loc cel mai mare regret al tău? Care este cel mai mare regret al lui Cătălin Botezat? La mine regretul este că sunt mai multe, ar trebui coroborate și spus ăsta. Sunt foarte, pentru că sunt un tip sensibil, deși par un tip foarte dur, dau credit foarte repede oamenilor. Am încredere în ei, îmi pun inima pe tavă, deci încredere cu inima pe tavă. În afaceri nu. În afaceri nu, ne uite așa de sfic firul în 14. Dar în viața de zi cu zi, da, am regrete de genul ăsta. Nu este cam atâta. Dar oricum, astea despicate în 1000 de aduce bucăți, dezamăgiri, wow, aduce... îți povestesc o oră. Da, am și chiar și acum, uite, în zilele astea de sărbătoare, care din punctul meu de vedere, din cauza pandemiei, n-au mai fost așa cum au fost în alții ani, am regrete foarte mari. Ai simțit singurătatea acum? Dintotdeauna o simt, de-aia fug din țară tot timpul, de sărbători departe, ca să nu simt spiritul Crăciunului, spiritul, eu știu, altor sărbători românești și mă duc în alte țări unde te bucuri de vacanță. Deși am foarte mulți prieteni, ei, acești prieteni adorabile, au familii care, indiferent cât ar sta cu mine într-o anumită locație de sărbători, până la urmă, seara merg acasă sau merg fiecare în camera de hotel sau unde suntem noi acolo strângi cu soțul, soția, copilul și eu de cele mai multe ori feicuiesc ce se întâmplă după. Da, cu toate astea reușești foarte bine să maschezi, dacă îmi permiți cuvântul acesta, și îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritate, o apreciez și o onorez, că pari așa, cine nu te cunoaște, destul de împlinit și de fericit și de și că accepti situația asta, dar interiorul tău, când rămâi tu cu tine însuți, simți acolo dacă vrei o tristețe, o nostalgie, poate o neîmplinire, de ce nu? Sunt asumat, nici n-aș putea să... Știi cum e? E ca pe Instagram. Pe Instagram nimeni nu-și pune... Mai sunt câteva persoane care plâng și... Să știi că jos pălăria. Dar pe Instagram nimeni nu e... Nu o să vezi pe cineva care să spune sunt nefericit. Pe Instagram toată lumea e bogată. Toată lumea e bogată. Toată lumea e bine, toată lumea e fericită. Majoritatea sunt falși și false. Dar nu aș putea să fiu altfel. Oamenii m-au ridicat, am spus eu de mult, pe un piedestal. Mă vor acolo. De un eventual eșec, tu ai mai spus că mi-ai pierdut nu, tot. Nu mi-este teamă de eșec pentru că
Bine, poate... Adică te mai ridica acum dacă ai pierde, Doamne ferește, totul? Ai mai putea să te mai ridici cum ai făcut-o înainte? Dacă aș fi sănătos și sănătatea mi-ar permite să pot să fiu așa, știi, să dai în mine până de dimineața până seara, da. Da, pentru că știi, sunt sigur pe forțele mele. Apropo de sănătate, cum te simți? Bine, cred că majoritatea oamenilor știu sau poate unii nu știu că anul trecut am avut un cancer, mi l-am asumat, am suferit 5 operații, acum o lună și ceva am fost în Turcia unde m-au văzut numai puțin de 11 medici. 11? 11 medici. De ce 11? Păi ca să-mi fac un check-up total, complet, să știu de cum stau lucrurile, pentru că anumite chestii nu aveau răspuns. Credeam că am niște afecțiuni din cauza operației, dar de fapt erau din cauza pierderii masive de sânge. Știi că după cele 5 operații eu am făcut hemoragie interne și am pierdut foarte mult sânge. E bine, asta era motivul pentru care aveam probleme la rinichi și o altă groază, multe probleme, dar uite, dacă tot sunt aici, am să vorbesc doar 2 minute, am găsit remediu printr-un tratament de hiperbară la Târgu Mureș, care este fantastic, care funcționează aproape pentru orice afecțiune. Eu am făcut 15 ședințe. Apropo de perioada asta de COVID, cei care au avut COVID și care stau rău cu plămânii pot merge acolo și dacă au plămânii făcuți praf, în ghilimele sus, Doamne ferește, pot pleca de acolo după multe ședințe cu plămânii aproape noi. Ca să nu spun că am intrat în această hiperbară cu oameni cu care aveau AVC-uri, care aveau coloana ruptă și așa mai departe și ieșeau pe picioare. Deci vă recomand hiperbara pentru orice afecțiune posibilă și imposibilă, ca să nu vă spun că dacă nu ai nicio afecțiune și vrei să intri în hiperbară, uite cum sunteți voi femeile, în loc să vă botoxați, să vă umflați și așa, puteți întineri după 10 ședințe, întineriți cu cel puțin 6-7 ani. Oh. Da. Am făcut o paranteză pentru că chiar merită acest... Și tu ai făcut lucrul acesta? Da, l-am făcut în secret, efectiv. Că acum vorbesc prima oară, dar am zis trebuie să spun pentru că... Știu că te-a sunat de ziua ta, erai acolo. Da, n-am vorbit cu nimeni. A fost cea mai tristă zi, dar nu mai contează. Dar am văzut atâția oameni reparați, ieșiți din acea hiperbară, în atâtea domenii, încât am zis, Doamne, trebuie să vorbim, să spun oamenilor și o să spun tot timpul de această hiperbară. Anul ăsta, da. Pentru că erai într-un centru de recuperare? Pentru că abia venisem de la Turci, după spitale peste spitale, în fiecare zi la Turci am fost într-un spital, în fiecare zi făceam testul COVID, pentru că acolo nu intri fără testul COVID, fără PCR-ul acel adevărat. Urmă am venit în România imediat, m-am dus la Târgu Mureș și acolo am făcut această hiperbară. Timpul meu era așa, hotel, hiperbară, hotel, hiperbară, numai așa. Și a fost trist pentru că... Te simți singur? Foarte singur. Tu știi că de obicei de ziua mea petrecerile mele erau acele petrecere fastoase în care cea mai sărăcăcioasă avea 100-100 ceva de persoane, cea mai mare de la 500 de persoane în sus. Dar mi-au lipsit prietenii, mi-au lipsit petrecerile, m-am simțit singur. Care a fost cel mai frumos, dar și cel mai trist Crăciun? Frumoase au fost multe. Trist a fost unul. Trist a fost... unul s-ar putea să fie și anul ăsta, să știi. Poate fi un Crăciun mai trist decât să fii privat de libertate? Citeam declarațiile tale când... Acela este, a fost și sper să nu se mai repete. Atunci când am fost privat de libertate, Doamne, îți mulțumesc că n-am fost privat prea mult, o perioadă prea mare și nu am fost într-o pușcărie, ca să zic așa, am fost într-un arest civilizat, dar a fost cel mai trist, nu pentru că pentru că mi se făcuse niște nedreptăți, pentru că nu mă puteam exprima, pentru că nu mă puteam apărea și, doi, pentru ceea ce se întâmpla.
acolo în acea incintă de Crăciun. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost, dumnezeu, că eu de Crăciun am fost anchetat, urmă am ajuns undeva la o cameră de izolare destul de urâtă, apoi noaptea de Crăciun, de obicei, pe acea arest preventiv din aici, din de la Palatul Parlamentului, din spate, la Rahova, în fiecare seară era un vacarm. Lumea urla, țipa, alții plângeau, erau și celulele de femei lângă noi. Noaptea de Crăciun s-a lăsat o liniște de mormânt, lângă celula în care stăteam eu, împreună cu Sever Mureșan, un spion Mossad, din câte știu eu, și un hoț, ăsta a fost până când am ajuns formă cu Cosma într-o altă celulă. Anyway, în seara aceea s-a lăsat o liniște de mormânt, așa cum spuneam. Din celula alăturată, o doamnă a început să cânte un colind, un colind sfâșietor. Și în următoarele minute, din toate celelalte celule unde erau numai bărbați și la momentul acela bărbați de bărbați, șef de vamă, de bănci, de VIP-uri, acum arăt, da, atunci a fost sfârșitor, se auzeau plânsete. Se auzeau plânsete, așa, între dinți, în niște înjurături. De obicei se auzeau niște înjurături groaznice. Erau doar, erau altfel de înjurături. Până și înjurăturile căpătaseră o altă conotație. Dar multe suspine, multe plânsete, iar acel, repet, acel, a cântat mult acea doamnă, acele colinde ne-au sfârșit inimile, după care s-a oprit. Și s-au oprit toți până dimineața, nimeni n-a mai comentat, nimeni n-a mai zis nimic, uite, nu se face și acum. Și la fel, uite cum am piele. A fost groaznic, pentru că a fost primul moment în care m-am gândit să mă sinucid. Da. Pentru că mă gândeam, era campanie electorală, oricum nu vreau să discut grob morții, am pierdut atât de mult încât. Dar mă gândeam, oare mai am șansa să mă apăr, oare... Știam că am pierdut mult, financiar vorbind, dar pentru mine banii nu au contat și nu contează. Dar... mă gândeam, voi avea șansa să ies, să mă apăr, să apăr oamenii, să spun lumii că s-au grăbit să mă catalogueze greșit. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu am avut șansa asta și am reușit să fac înzecit. Mult mai mult decât făcusem până în acel moment. Dar de ce să ai gândul acesta necurat, tu fiind un om bun? Pentru că cu toții suntem slabi, hai să fim realiști, nu cred că există, sau sunt puțin... oameni care nu se gândesc, dar cred că cu toții avem momente de slăbiciune în care spunem, acum mai bine nu mai trăiesc, mai bine mi-au în care simți că nu mai bine, poți. Nu faci, poate unii o duc mai departe. Asta zic eu acum că e o chestie de lașitate. Dar așa cum te duce, de exemplu, la ghicitoare, o dovadă de incultură. Deși în momente de, cum să spun, în care nu mai găsești soluții, în momente în care nu ți se mai așează nimic, te gândești la tot felul de chestii. Să mă duc la ghicitoare, să mă duc la aia, să mă sinucid. Nu mai vezi scăpare, nu? Nu toți recunosc asta. N-ai de ce să nu recunoști. Face parte din noi. Sunt stări normale. Când spui, sufăr, plâng, vreau să știu care e viața mea sau ce face, uite, sunt femei mai nebune care merg la ghicitoare pentru că vor să-și urmărească iubiții. Da, se duc, recunosc. Mergeam într-un azil de bătrâni și împărțeai cadouri și amândoi eram impresionați sau aveai lacrimi în ochi. De unde? Asta e o latură pe care nu foarte mulți o știi. Am făcut asta tot timpul. Am făcut asta. Și apropo, am făcut două Crăciunuri de două ori, am preferat pentru că așa eram singur. Și am luat hotărârea să fac Crăciunul alături de oameni ai străzii, niște adăposturi, undeva prin Pantelimon, unde le-am împărțit daruri, le-am împărțit mâncare. Mi-aduc aminte că am făcut sarmale pe la club, pe la noi, pe la restaurante și m-am dus cu tot meniul de Crăciun pe care eu l-am împărțit, am vrut să fiu eu chelnerul lor, după care le-am dat daruri, după care le-am dat hăinuțe, dar și-am făcut de două ori. Deci am făcut două Crăciunuri, dacă stau să mă gândesc, l-am făcut cu anumite străzi, bineînțeles, în acolo unde ei locuiau. Și cum te-ai simțit în sufletul? Fantastic. Cel mai bine. Și mai bine, pentru că deja în acel loc am mers de multe ori, am mers și atunci când era Crăciunul, dar deja mă cunoșteau după nume și eu știam care sunt, ce fac, fetele, băieții, când ne tutuiam, odată mi-au zis că m-am dus, nu mai știu, într-un weekend, le-am dus pizza. Și ne-a zis, data viitoare, le-am dus altceva și ne-a zis, data viitoare să ne aduceți pizza. Ah. Și m-am dus cu pizza. Da, 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 da.
Dar la, e tragic, pentru că acolo vezi oameni care, de exemplu, erau aruncați din spitale, care nu mai aveau nicio șansă în acele adăposturi și lăsați acolo să moară. Adică își așteptau ultimele minute în acele locuri. Adică nu e drept. Când vezi oamenii aceia, situațiile acelea, și care sunt, din păcate, foarte, foarte multe, da. Înveți să-ți apreciezi viața altfel, să te uiți în oglindă și să-ți dai seama că... Când te duci acasă, spui, nu mai vreau nimic, sunt un nemernic, da. Mă vaid pentru nimic, alții n-au nimic și eu sunt mă vaid pentru orice problemă. Dăm doar sănătate, acolo. Doamne, și atât. Și bine, pe urmă, prin natura noastră, o luăm de la capăt. O zi, o oră. Dar când îi vezi pe acei oameni care se mulțumesc cu atât de puțin și pe care îi faci fericiți cu atât de puțin, nu cel puțin o perioadă, nu mai vrei nimic. Apropo de fericire, ce te-ar împlini pe tine? Ce ți-ar aduce acea fericire plenară? Știu că tu vrei să spui o familie, dar nu poți să fii ipocrit, pentru că nu. Nu doresc eu. Nu, toată lumea, știi, sunt discursuri de-astea. Familia înseamnă... Nu. Nu. Pentru că ați văzut, uite, numai în pandemia asta cât au divorțat. Adică... Păi au stat mult unii cu ceilalți și au dat, da, seama, dat seama de fapt că nu rezonează. Nu, eu zic că poți să stai cu o femeie sau o femeie poate să stea cu un bărbat și... 70 de ani fără un act, dacă rezonează și dacă au chimie și respect, pentru că în ultima parte a vieții intervine respectul, nu mai altceva. Nu știu, pe mine, la mine aș aprecia foarte tare ca persoana lângă mine să fie una loială, să îmi spună orice lucru, poate și dacă, Doamne ferește, a dat în cap cuiva, Doamne ferește, dar să urăsc minciuna. Dualitatea. Da. Să aibă simțul umorului, să aibă simțul aventurii, să-i placă să călătorească, să-i placă să citească ceea ce citesc eu, să fie spirituală din acest punct de vedere, să fie o persoană frumoasă. Că aș fi ipocrit să spun că nu-mi place să stau cu o persoană frumoasă lângă mine. Elegantă, șarmantă, dorită de ceilalți. Complexă, ce să mai... Da. E greu să găsești, dar nu e imposibil. Am avut, nu, sunt norocos din punctul ăsta de vedere. M-a ajutat Dumnezeu. Nu pot să spun că n-am avut parte de așa ceva. Dar e cu sincope, suișuri și coborușuri și... Dar unde se termină? Ce nu merge? De ce nu merge până la... De obicei, uite, unde acum se o să rupe? Zic că persoanele care am fost, aia nu e adevărat. Ele fac greșeli. Da. Adică nu ești perfect. Nu. Te oferi timp. Nu, și nu vorbim neapărat de infidelitate și asta. Vorbim de faptul că devin ușor superficiale, fac greșeli, se obișnuiesc cu binele. Așa ești un bărbat care oferă, apropo de se obișnuiește cu binele? Codic. Pentru mine, persoana de lângă mine, femeia de lângă mine, este eticheta. Este cartea de vizită și atunci investești în ea din toate punctele de vedere și normal că ofer. Poate că pentru unii înseamnă a întreține, nu. Înseamnă a oferi și, de fapt, te întreții pe tine, te întreții propria ți imagine prin investiția pe care o faci în femeia pe care o iubești. Ce îți dorești pentru 2021? Mamă, cum îmi sună! 2021, nu știu, mi-am citit zodiacul și ca în fiecare începe. Primele două luni vor fi niște luni proaste, după care aveți avea o perioadă bună și din decembrie totul se va rezolva. Adică mai stăm un an de ziua mea fiind în decembrie. Așa că nu mai îmi doresc să fiu sănătos. Îmi doresc să fiu. Nu mai citi zodiacul, te rog eu, că nu mă enervează groaznic, nu mai citesc. Păi nu mai citi. Nu, acum am zis că nu știu ce intrăm în altă eră. Da. Conjuncția cu Jupiter, da. Saturn și intrăm în era vărsătorului. Să fie sănătos. Sper să ne aducă. Și va fi ceva de bine pentru umanitate și planetă. Pentru săgetător din decembrie de la anul, n-auzi. Deci eu îmi doresc să fiu sănătos, asta e cel mai important, pentru că dacă sunt sănătos, voi face foarte multe lucruri și pot să fac foarte multe lucruri. Și inclusiv și m-am întrebat, pot să iau de la capăt oricând, să pot să-mi ajut semenii, îmi doresc ca prietenii mei să fie și ei sănătos, să fie prosper. De fapt, eu știi când rugăciunile mele, ți-am spus tot timpul, în rugăciunile mele există așa, dă Doamne sănătate tuturor oamenilor, nu doar mie și familiei mele. Îmi doresc, firesc, familia mea să fie ok, afacerile mele să fie prospere, aș fi ipocrit să spun că nu vreau să fie, să n-am niște afaceri prospere, să nu dezamăgesc oamenii, în fiecare an să ies cu ceva nou, ca lumea să știe în continuare și
tot timpul să-i țin în priză cu numele ăsta Botezatul. Proiectele de televiziune să meargă bine și, ce să zic, cam atât deocamdată. Atât, pe latura personală nimic, n-ai băgat nicio doleanță. Pe latura personală nu, că tocmai ce scârții așa de multe, multe luni latura personală, poate începe, să, eu știu, cu asta, cu conjuncția asta, dar ți-am zis primele două luni nicio șansă, pe urmă e ceva relativ. Păi dacă tu crezi asta și ți-ai pus asta în cap, nu mă așa glumesc, va fi. Nu, nici măcar nu mă duc așa ceva, nu. Pe latura personală, uneori e ce pică. Domnilor, priviți cum trebuie să vă îmbrăcați ca să atrageți toate privirile și să cuceriți inimile doamnelor. Prima propunere e o propunere pentru, dacă mergem, eu știu, în seara de Revelion, la o cabană sau într-un loc mai casual, e propunere. Casual, așa cum spuneam, un jeans, noi avem aici o gamă de jeans elastici foarte, foarte fain, cu o vestă tip flanel și un sacou dintr-o țesătură europeană pe care vă recomand, Tuturora. Deci, repet, aici găsiți cele mai faine țesături. Se vede, se simte. Da. Și mai avem, ca să nu te încarc prea mult timpul, asta este o ceremonie, un sacou de mătase. O film? Îți cam plac, băieți, a? Nu, manechinii, vorbe. Produsele, drag. Deci este un sacou din mătase, l-am și eu în gardă. Bine, mai toată, tot ce e aici, l-am și eu în gardă mea personală. O recomand atunci când vrei să fii special, când vrei să fii în cerul atenției. Categoric, el se asociază cu elemente din non-culoarea negru. Papionul care se poartă foarte tare, partidul ăsta, marele, eu spun papionul fleșcăit, pentru că e ușor lăsat, plângăcios, cu cămașă neagră, cu nasturi ascunși, un pantalon care este în partea de jos conicizat, dar v-am spus, ceea ce face muzica acestui outfit de seară este sacoul. Bineînțeles că în spate, dacă vedeți, ați văzut și catifele și broderii manuale, făcute toate pe comandă în India. Ce să vă spun, fiecare sacou durează câte o lună uneori și lucrează câte 20-30 de persoane la ea. Operă de artă. Operă de artă.